Urmează să fie indexate alocațiile doar cu 5%. În acest moment, Comisia Națională de Prognoză estimează o rată a inflației de 15,2%. Asta înseamnă că, de fapt, puterea de cumpărare a alocațiilor va scădea. În realitate, ca să păstreze puterea de cumpărare, să păstreze același volum de lucruri care poate să fie cumpărate azi cu suma din alocații, guvernul ar trebui să indexeze cu 15,2%. Practic asta ar însemna ca alocația copiilor până în 2 ani sau a copiilor cu dizabilități să ajungă la 690 de RON și în cazul copiilor peste 2 ani la 280 de RON. Este cu atât mai important cu cât suntem într-un context de criză energetică și inflație crescută și guvernul a primit deja numeroase semnale sau chiar amenzi care tras din serviciile de sprijin pentru acești copii. De exemplu, tocmai a primit o amendă de 10.000 de RON de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru eliminarea abuzivă a burselor sociale ale elevilor de liceu care veneau din mediul rural sau a burselor de merit din clasa a 5-a. Au întârziat parte din finanțarea programului de masă caldă în școli. Chiar și la începutul lunii noiembrie nu era în toate școlile stabilite de hotărârea de guvern masa caldă disponibilă pentru copiii care aveau nevoie de ea. Deci e nevoie ca aceste sisteme să fie practic reparate, inclusiv gratuitatea transportului elevilor de a merge la școală. Altfel avem un guvern care admite că rata inflației afectează veniturile pensionarilor, dar nu admite că rata inflației în aceeași măsură afectează și puterea de cumpărare a familiilor cu copii.